Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia au cerut renunțarea la urmărire penală a unei bătrânici în vârstă de 84 de ani din Alba, acuzată de furt din magazin. Probele administrative în cauză au relevat faptul că suspecta în vârstă de 84 de ani la data de 19.10.2022, în jurul orei 11, în timp ce se afla în incinta unui magazin, a luat de pe rafturi 3 conserve de pate de gâscă și 6 plicuri instant de ciocolată la Festa, pe care le-a ascuns în buzunarul de la geacă. Ulterior, suspecta a trecut de casele de marcat fără a achita produsele, fiind oprită la ieșirea din magazin de către agentul de pază, se precizează în hotărârea instanței. Valoarea prejudiciului produs a fost în valoare de 26,07 lei, acesta fiind recuperat prin restituirea bunurilor sustrase. Judecătorul constată că nu există interes public în urmărirea faptei față de conținutul faptei, modul și mijloacele de săvârșire, scopul urmărit și împrejurările concrete de desfășurare, urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia. Reținând și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse, se mai susține în hotărâre. Magistratul de cameră preliminară a mai reținut că femeia are vârsta de 84 de ani, iar prejudiciul, care de altfel a fost unul foarte redus, a fost recuperat. Polițiștii din IPJ Alba susțin că este vorba despre furturi de mică valoare, iar mulți dintre cei surprinși că au sustras alimente susțin că o fac de foame, relatează mesajul.ro.